Salutare, purașilor, bine v-am regăsit! Continuăm cu un nou episod din 101 fapte despre tirul cu arcul. Vom discuta azi câteva fapte referitoare la concursurile, mai ales cele de 3D, pentru că doar ce am fost ieri la un concurs și m-am simțit extraordinar de bine la Galați, în pădurea Gârboavelor. Și m-am gândit să reiterez așa câteva chestii foarte utile atunci când vine vorba de concursuri. Și dacă te ajută să câștigi concursuri, automat te ajută și să fii un arcaș mai bun și să tragi mai bine, să ai o tehnică mai bună. Hai să nu mai lălăim. Primul fapt pe ziua de azi, split finger sau 3 de desubt? Eu zic că 3 de desubt. Split finger păstrăm pentru alte circumstanțe. Și de ce spun asta? Split finger întotdeauna a fost, dacă ne uităm la contextul istoric, la longbow-urile englezești din epoca medievală și așa mai departe, a fost folosit pentru anumite distanțe, ceva mai mari decât folosim noi arcașii din secolul 21. A fost folosit pentru o așa zisă artilerie în masă, la distanțe mai mari, împotriva cavalerilor, nu te ajută la distanțele obișnuite de prin concursuri și de prin poligoanele de tir cu arc. Nu te ajută pentru că face un cu totul alt unghi aici, când ai split finger, decât când ai 3 de desubt. Atunci când ai 3 de desubt, întotdeauna îți va aduce săgeata mai aproape de ochi, îți va aduce săgeata mai la o linie mai bună ca referință a ochiului și a mâinii și a mușchilor și te va face să progresezi mai mult. Dar dincolo de toate astea e vorba de chestii concrete. 3 de desubt sau se mai numește și Apache Draw. Apache Draw pentru că era folosită de apași pentru a pune carne pe masă. Și dacă oamenii ăia puneau carne pe masă și își hrăneau familiile cu priza 3 de desubt, îți dai seama că nu le ardea de glume. Și dacă ar fi fost o tehnică mai bună, ar fi folosit-o săracii, că din asta trăiau. Argument mai bun ca ăsta nu există. O altă chestie legată de 3 de desubt ține de forța de care ești capabil atunci când întinzi. Forța care la priza asta împărțită, da, întotdeauna vei fi mai slab. Întotdeauna degetele tale, antebrațul tău va fi mai slab decât dacă unești degetele. Când lovești cu pumnul, nu lovești așa, lovești cu degetele unite. Asta îți dă forță, asta îți dă stabilitate. Așa este și la 3 de desubt ăsta. Orice controvers ar fi, oricât s-ar lăuda unii că, da, la Olimpic se folosește pentru că îi atrag la 70 de metri. Dar când le unești degetele, vei constata că întinzi forțe mai mari, mai comod. Da? Deci, ca să încheiem o dată pentru totdeauna, 3 de desubt, apes together strong. Split finger, v-am zis, în alte circunstanțe. Alte chestii care te ajută foarte mult în concurs și am observat asta chiar ieri pe parcursul probei 3D-ului, da? Au fost multe ținte, destul de multe ținte, este antrenamentul. Acolo s-a văzut că oamenii practică sau se antrenează sau exersează doar la un plan drept, doar într-un poligon static și doar la plan drept. Când a început provocarea să devină la unghiuri, la declinat, la înclinat, s-au pierdut. Miss, miss, miss după miss, mai ales la declinat. Deci dacă vrei să tragi bine în toate situațiile, pune mâna și include în antrenamentul tău curent. Nu zice nimeni să le tragi pe toate numai la declinat sau numai la înclinat, dar caută și trage 10-15 săgeți per antrenament și la unghiuri din astea mai ciudate, mai incomode, chiar și cu obstrucție, chiar și cu din unghiuri mai ciudate, da? Pentru că în concursuri și în viața reală până la urmă, că na, te vei lovi de circumstanțe de genul ăsta. Da? Vei avea situații care te vor duce acolo. Și atunci, tu dacă ești învățat, am mai vorbit chestia asta, dacă ești învățat doar la plan drept, te duci acolo și n-ai nicio șansă. Un alt aspect legat de concursuri este
consecvență și perseverență versus talent. Am văzut acolo oameni cărora le-a reușit niște, în anumite cazuri, le-au ieșit niște trageri extraordinare. Deci au dat X-uri din situații în care n-aș fi crezut că se poate da X. Dar, în schimb, X-urile alea veneau după două misuri sau după trei misuri și când s-a tras linie la punctajul total, bineînțeles că n-au urcat pe podium. Așa că niciodată talentul sau circumstanțele nu vor putea să întreacă perseverența, consecvența, antrenamentul sistematic. Îți găsești 2-3 ore pe săptămână să faci asta, nu cred că e prea mult, nu cred că sacrifici prea mult. Ai putea să dai scroll mai puțin și să te antrenezi mai mult în ceea ce privește tirul cu arcul, mai ales dacă îți dorești să progresezi și să evoluezi. Există și oameni care o fac doar așa, de recreere, și nu țin neapărat să ajungă mari și tari sau să pună carne pe masă în anumite circumstanțe. Alt aspect, am văzut tot felul de configurații ale echipamentelor. Și chiar am avut o discuție cu unii dintre concurenți, ce preferă mai mult, tolba de spate sau tolba de șold. Eu prefer tolba de șold, deși mă vedeți în majoritatea filmulețelor cu această tolbă de spate, o iau pentru că e mai de efect, îmi place mie cum îmi stă cu ea, nu știu, e mai fashion, e mai fashion așa și îmi place cum îmi stă. Dar când vine vorba de chestii serioase, când vine vorba de situații reale, prefer o tolbă de șold. Dar nu o tolbă de șold rotundă, cilindrică, așa cum e asta, ci o tolbă de șold de genul ăsta, rigidă, da? Care să-ți permită să bagi săgețile separat aici, să le scoți separat, îți permite să bagi broadhead-uri și care, mai presus de orice, nu zdrângăne nimic la ea. Asta când merg prin pădure, deci îmi zdrângăne timpanul drept aici, la fiecare pas îmi zdrângăne. Și câteodată la anumite poziții, așa cum vă spuneam mai devreme, mă mai încurc la trage. Deci o tolbă de șold, dar o tolbă rigidă. Și ultimul fapt pe ziua de azi, ca să încheiem așa mai filozofic, dacă mergi la concurs, dacă alegi chestia asta, mergi acolo ca să te simți bine. Mergi acolo ca să cunoști oameni, mergi acolo ca să observi oameni, mergi acolo ca să descoperi lucruri. Nu te duci cu atitudinea aia înverșunată de a vâna puncte, de a vâna punctaje, de a-i acuza pe alții că n-au atins țărușul sau că n-au tras din poziția în care trebuie. Mergi acolo cu mintea deschisă și cu zâmbetul pe buze și vei vedea că lucrurile astea contează mai mult decât punctele. Chiar am râs extraordinar de mult, deci a fost un concurs mai mult de febră la abdomen de râs decât de tir cu arcul. N-am văzut niciodată niște oameni atât de amuzați de faptul că au ratat. Deci ratau și râdeau. De ce? Pentru că era ceva caragios. Erau acolo să se simtă bine, erau acolo de distracție. Se tatonau, își făceau glume unul altuia, dar nu cu tendința asta pe care am văzut-o eu dincolo de Carpați. Și aici nu vreau să acuz pe nimeni, da? Dar am fost, după cum știți, la mai multe concursuri și dincolo de Carpați e... Parcă lumea e mai constipată așa, parcă, nu știu, se prea pune prea mult accent pe regulile astea, pe canoanele astea, pe n-ai voie să atingi, să tragi dacă n-ai atins țărușul, nu știu cum, n-ai voie dacă eu am fost primul acum și am tras primul, data viitoare tragi tu primul și tot așa. Deci nu vă duceți acolo cu canoane de genul ăsta. Mergeți cu o minte limpedă, luați-vă prietenii, luați-vă soțiile, iubitele, ne-am distrat. Credeți-mă, ne-am distrat tot neamul ieri. Așa că vă las cu chestia asta pe final. Atitudinea e cea care contează cel mai mult. Și asta se vede. Asta se vede și pe tabela de scor. Știu că unii pot considera incredibil, dar, nu știu, cred că o să fac așa un studiu statistic și o să vă arăt că cei mai care vin acolo mai fericiți și mai pe bunăvoie, așa,
câștigă mai des decât ceilalți care vin înverșunați, încruntați și obosiți. Cam atât pentru azi, vă salut!